În această seară, doamna Aurora Vatamaniuc, președinte executiv al Fundației Star of Hope, este alături de noi. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, o invitație pe care tot timpul o lansăm, pentru că așa cum este activitatea fundației foarte vastă și foarte aplicată, mai important decât, să spunem așa, toate obiectivele pe care aceasta le are, ideea de a aplica, de a acționa, de a face într-adevăr evenimente, de a crea campanii despre care o să discutăm și în această seară, respectiv campania Star of Hope. Așadar, de când a început campania? Anul acesta este a 11-a ediție a campaniei noastre sociale dedicate an de an susținerii drepturilor copiilor cu dizabilități și susținerea serviciilor pentru acești copii în comunitate. Este un model pe care Fundația Star of Hope l-a adus în România de foarte mulți ani. Asta cunoaștem. Dar campania pe ce perioadă se desfășoară? Anul acesta, campania deja am lansat-o acum în luna octombrie și va ține până pe 31 decembrie 2023. Și are incluse mai multe activități în cadrul acesteia. Îmi imaginez că pe o perioadă atât de lungă de timp, activitățile sunt foarte dense și sunt multiple. Dați-ne câteva exemple de activități pe care le desfășurați în cadrul acestei campanii. În primul rând aș vrea să menționez că această campanie este partea unui proiect în baza legii 350 la care Fundația Star of Hope România aplică pentru un parteneriat împreună cu Primăria Iași din fiind fonduri nerambursabile și care urmăresc dezvoltarea comunității noastre și dezvoltarea acestor programe pe care organizațiile neguvernamentale le derulează în comunitatea ieșeană. Și anul acesta proiectul nostru vizează alături de această campanie de sensibilizare. Vom organiza cursuri de instruire pentru părinți ai copiilor cu dizabilități. De asemenea, avem cursuri de formare pentru cadrele didactice care lucrează cu copiii aceștia și care au nevoie de modalități practice de intervenție și la centrul nostru regional din Iași, la Star of Hope, se pot vedea foarte clar situațiile prin care trec acești copii și nevoia lor de intervenție, nevoia de susținere. Și partea aceasta practică este foarte importantă atât pentru specialiștii care lucrează în domeniu, dar și pentru voluntarii care vin la noi, la fundație, voluntari din cadrul universității, pentru că doresc să învețe mai mult și să știe ce înseamnă, de fapt, viața reală și cu ce se confruntă copiii cu dizabilități și părinții acestora. Haideți să reamintim un pic telespectatorilor care sunt serviciile pe care Fundația Star of Hope le pune la dispoziție pentru familiile și pentru copiii, dar familiile, să spunem așa, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, într-adevăr, părinții împreună cu specialiștii din cadrul fundației duc o muncă asiduă pentru a putea crea o lume la fel de normală ca oricărui alt om pentru copiii cu dizabilități. Da, în primul rând, miezul activității noastre reprezintă lucrul cu părinții și ne place foarte mult să spunem că modelul acesta de reabilitare bazată pe comunitate, pe care noi l-am dezvoltat în România, am pionierat prin anii 2000, adus în România chiar de părintele fondator al acestei strategii, doctorul Einar Helander, un program care este avizat de către Organizația Mondială a Sănătății și implementat în peste 100 țări din lume. Iată că funcționează în România, noi l-am pilotat în județele din nord-estul României, special Botoșani, Iași și Vaslui, apoi l-am extins și în zona de sud și în primul rând urmărește ajutorarea părintelui care este în situația aceasta de aflarea unui diagnostic pentru un copil cu autism.
Și prima dată pentru noi a fost o mare provocare, nu de a înființa aceste centre pe care noi le avem pentru recuperarea copiilor cu dizabilități. Avem deschise 6 centre pentru copii cu dizabilități în România și unul am avut până în vara acestui an în Republica Moldova, la Chișinău. Accentul nostru cade pe partea aceasta de ceea ce înseamnă ca părintele să fie învățat și părintele să fie susținut și încurajat ca să continue programul pe care specialiștii noștri derulează la centru. Și spuneați ce fel de programe sau ce fel de metode folosim noi. În primul rând, oferim terapie cognitiv-comportamentală, oferim terapie logopedică, oferim ședințe de comunicare alternativă, oferim partea aceasta de consiliere psihologică și, de asemenea, asistență pedagogică pentru copii și lucrăm și pe partea de club, de socializare, pentru că este foarte important, club de socializare pentru copii și club de socializare și încurajare pentru părinți. Avem chiar înființate și primele asociații de părinți care au copii cu dizabilități din România. Acum le-am unit într-o federație, spun acum că e din perioada de pandemie, de fapt, noi am început demersul și la ora actuală suntem o federație cu părinți care au depășit situația aceea de criză, de negare, de greutate, de apăsare. Și acum împreună suntem o voce la nivel național și influențăm chiar guvernul pentru ca să adopte și să implementeze legislația în domeniul acesta al persoanelor cu dizabilități conform cu nevoia de pe teren și legislația europeană. Trebuie să recunosc că este o voce foarte frumoasă care răsună din ce în ce mai des și mai proeminent, așa să spunem, atât în Iași, ne bucurăm că avem, iată, așadar în municipiul, în județul, în orașul Iași, o astfel de activitate desfășurată de oameni implicați, dar și mai departe de granițele orașului și această voce, așa cum am spus, răsună din ce în ce mai tare. Cei care cunosc activitatea centrului și nu numai a celorlalte centre pot susține ceea ce afirm în acest moment. Doamna președinte, ați spus foarte important și aș vrea să reluăm această idee, suportul pentru părinți, pentru că dacă este să spun gândul la ce mi-a zburat în momentul în care ați spus că ați încercat să îi ajutați să treacă peste acea primire a vestei, cum că copilul are un diagnostic mai nepotrivit pentru un copil la vârsta lui, nu este un copil normal, dacă este să-l punem în linie cu toți ceilalți. Într-adevăr, spuneți-ne care sunt, să spunem, cele mai grele momente în punctul în care un părinte apelează la fundația Star of Hope. Îl vedeți oarecum decăzut psihic sau este doar o problemă financiară că nu poate susține cazul copilului? De cele mai multe cazuri la noi ajung situații foarte grele. Dacă în primii ani aveam de-a face cu situații în care erau părinți și care aveau o situație financiară bună și părinți care la vremea aceea aveau nevoie în primul rând de informații, nu se găseau ca acum, că dai pe Google, pe internet, găsești foarte multe informații și sprijin. La vremea aia a contat faptul că i-am pus pe părinți împreună, ei nu știau unii de alții, nici măcar autoritățile nu aveau o statistică a situației acestor copii. Vreau să vă spun că am început munca noastră și intervenția timpurie. Colegele noastre au bătut la ușă, știind de pe la vecini sau de la prieteni, că acolo locuiește o familie care are un copil cu dizabilități. Prima reacție a părinților, unii au început să plângă foarte tare și să spună, dar de unde știți că nu ne-a căutat și nu ne-a întrebat nimeni niciodată despre copilul nostru și ne-au deschis ușa larg și oamenii aceia au devenit apoi niște oameni care s-au implicat și au ajutat ei la rândul lor pe alți părinți și am tot respectul pentru părinții care astăzi la rândul lor conduc și au grijă de centre pentru tinerii cu dizabilități pe care noi îi creștem, de fapt îi luăm că sunt copii de la o vârstă foarte fragedă, avem copilași la câteva luni care au venit la noi pentru asistență și pentru
primele metode de lucru pe intervenția aceasta timpurie și până copiii care am ajuns sunt tineri astăzi și suntem așa de mândri de ei, unii au reușit să termine liceul, au terminat o facultate în funcție de dizabilitatea și gradul la care sunt afectați și chiar un loc de muncă. Și asta e visul fiecărui părinte copilului, să fie util societății. Și să fie independent. Să devină autonom, da. Independent. Și reacția părinților a fost prima dată una de bucurie că i-am găsit și că sunt și că nu sunt singuri, dar în același timp am văzut sentimentele de frustrare, de durere, foarte mult la început rușine din cauza societății care arăta cu degetul și care considerau că erau pleava societății. Ori lucrurile acestea au evoluat și oamenii eu cred comunitatea noastră și-a schimbat mult atitudinea față de această problematică și datorită, iată, acestor campanii sociale pe care nu doar Fundația Starea Foc, ci toate organizațiile care suntem împreună, vă spuneam că societatea civilă s-a maturizat, aș putea să zic, că de aici, de la noi, de la Iași, sunt atâtea modele frumoase de bună practică și atunci, pas cu pas, vedem o creștere și o maturizare a comunității noastre și, de asemenea, părinții au început să capete mai mult curaj în a merge mai departe, deși avem totuși părinți noi care vin și care nu doresc să se facă cunoscută cauza lor și să afirme că trec prin anumite probleme. Și asta totuși dă de gândit că mai avem de lucrat la capitolul acesta. Într-adevăr, societatea a evoluat și mai mult decât atât. Cred că și nivelul de empatie, că despre aceasta este vorba când ne raportăm la un copil cu dizabilități și la familia acestuia. Nu este ușor, așa cum am spus, să știi că este posibil ca toată viața să trebuiască să ai un model de bună practică cu un astfel de copil pentru părinți și e ca atunci când ne operăm, dar după operație trebuie să urmăm un tratament. Așa cred că este și în cazul familiilor care ajung la dumneavoastră, se integrează împreună cu specialiștii, copiii lucrează cu aceștia, dar acasă, după, părinții trebuie să continue această terapie ca să aibă rezultatele dorite. Da, în același timp aș putea să spun că este o mare nevoie la nivel local de implicarea comunității și ca să fie o comunitate suportivă, pentru că părintele, el are 24 din 24 de ore, el nu este părinte, este și asistent, este, viața lui se învârte foarte mult în jurul acelui copil și pe lângă faptul că mai are și alți copii acasă și care au nevoie să fie ajutați, să fie educați, să meargă la școală, părintele este deja sub o presiune enormă și atunci trebuie să avem o comunitate care să aibă grijă să ofere servicii sociale, în primul rând, servicii specializate, să fie asigurat conform legii și conform standardelor internaționale. Ori la ora actuală, în comunitățile rurale din România, este o mare lipsă, o mare nevoie, o mare problemă. Faptul acesta că nu există nici servicii specializate, nici posibilitatea aceasta de a ajuta copilul în momentul în care se depistează că are un diagnostic, să intervii cât mai repede. De aceea noi am făcut demersuri pentru partea aceasta de a mobiliza comunitatea să adunăm burse pentru copiii aceștia cu dizabilități din mediul rural care se adresează la centrele noastre și vreau să vă spun că 50% sunt mame singure care își cresc acest copil cu dizabilități și mai au și alți copii acasă. Nu-și permit nici măcar luxul acesta să ia o mașină, să închirieze o mașină, să vină cu ea la Iași, pentru că n-au unde să se ducă în altă parte. De asemenea, sunt situații în care tatăl abandonează familia și iarăși rămâne mama singură cu grija acelui copil și de asemenea sunt comunități în mediul rural unde încă mai trebuie să lucrăm la partea aceasta de integrare în școală, este de lucru privind partea aceasta de a asigura un profesor de sprijin și ajutor concret. Într-adevăr, să aibă un impuls și o siguranță că totuși este cineva care îi ajută pentru ca viața acestora să fie cât mai normală. Îmi spuneați adineauri de ceea ce înseamnă inițiativele cu care mergeți către
guvern, către Parlament, ridicați un pic ștacheta în zona aceasta a copiilor cu dizabilități și suportul pe care doriți să-l oferiți să beneficieze toată lumea, nu doar cei din regiunea de nord-est a țării. Aveți proiecte în derulare pe partea aceasta? Da, într-adevăr, la momentul acesta suntem în discuție, în dialog cu ministerele și special pe partea aceasta de reabilitare bazată pe comunitate, pentru că nu sunt suficiente resurse și vă spuneam specialiști, nu avem destui și este nevoie de un program de formare, în primul rând acestor specialiști, de aceea am avut o discuție chiar la Ministerul Muncii și la Ministerul Familiei să formăm acel grup împreună cu părinții. Modelul acesta care de intervenție pe care noi îl propunem, vă spuneam că este un model suedez de împuternicire și de leadership și avem nevoie ca noi să transformăm viața acestor părinți care au în grijă un copil cu dizabilități, să treacă de la faza aceasta de asistați la niște lideri pentru comunitatea noastră și este foarte important ca guvernul să asculte vocea aceasta a părinților, pentru că ei știu cel mai bine cu ce se confruntă și ce au nevoie, dar în același timp parteneriatul specialiști, părinți, autorități, comunitatea locală duce la un rezultat mult mai bun pe termen lung. Noi nu trebuie să vedem doar acum și aici. Într-adevăr. Ci ne gândim ce urmează. Într-adevăr, viitor. Pentru că este și o problemă, dacă o putem numi așa, nu știu cât de potrivit este, dar reprezintă și o problemă care trebuie privită la lung, pentru că un copil cu dizabilități nu își revine după o lună, două, trei de tratament. Aici sunt ani de muncă, muncă la care participă atât comunitatea, cât și familia, specialiștii, dar și statul trebuie să ajute această forță pentru a putea continua spre binele unei vieți, a unui viitor adult, în cazul de față un copil în speța aceasta. Spuneți-ne care a fost răspunsul pe care l-ați primit. Ați văzut deschidere sau sunteți încrezători în aceste inițiative că vor avea rezultate? Spre bucuria noastră, zic așa, am văzut o mare deschidere la cele două ministere și ne dorim și să mergem și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Educației și să găsim aceeași deschidere, pentru că în perioada următoare România va trebui să absoarbă aceste fonduri europene și să le folosească în mod concret pe programe viabile, programe care au fost derulate și care am văzut că aduc rezultate. Și asta ne dorim din tot sufletul, că aceste modele pe care noi le-am dezvoltat, chiar am primit și recunoaștere din partea Băncii Mondiale ca model de bună practică privind prevenirea separării copilului de familie, Star of Hope a primit acest titlu și această recunoaștere. Și avem multe alte recunoașteri din partea autorităților de aici locale și județene, de asemenea recunoaștere din partea președinției României pentru aportul adus în comunitate, în tot acest demers de a deveni niște agenți ai schimbării și de a face bine. Și de a face binele să crească, cum spunem noi, să facem bine comunități întregi. Și ceea ce vreau să menționez este că dacă guvernul va lua în considerare planurile noastre și modelele pe care noi le propunem, de acest model vor putea beneficia toți copiii aflați în situații vulnerabile. Această strategie de reabilitare bazată pe comunitate este eficientă și se poate aplica ca o strategie alternativă, ca o soluție pentru problemele cu care se confruntă România la ora actuală și nu numai România, știm bine întreaga lume în ce context ne zbatem. Ultima propunere care a fost și este încă pe masă a Guvernului și trebuie să ajungă în Parlamentul României să fie adoptată, este o propunere din partea Federației noastre a organizațiilor neguvernamentale pentru servicii sociale, FUNSS, unde Fundația Star of Hope este membru fondator încă de la început și milităm acolo împreună pentru servicii sociale de calitate și să ne aliniem la procentul acordat de către Uniunea Europeană, a fost aceea ca banul să urmeze beneficiarul. Și ne dorim din tot sufletul ca legea 292, asistențe sociale, să fie pusă în practică cât mai repede, ca acești copii să beneficieze din prima lună de terapie, din prima lună de program, de acei bani alocați pentru ședințele de terapie. Ședințele de terapie înseamnă
câteva ore de terapie pe lună pentru copiii care sunt afectați ușor, dar pot însemna mii de ore de terapie sau poate zeci de mii de ore de terapie în ani ca să vezi rezultate. Așa cum am ajuns noi să vedem că un copil a început să meargă după 2-3 ani, după multe ședințe de terapie și la fel să poată vorbi, să poată comunica. Îmi aduc aminte de ultima discuție cu dumneavoastră, tot aici în platou, în care ați povestit mai pe larg ce înseamnă o zi din viața unui astfel de copil acasă cu familia și în centrul de la Star of Hope. Cert este că, așa cum am spus și îmi place să păstrez această frază, vocea aceasta frumoasă, sublimă, dar totodată foarte implicată și asumată, răsună din ce în ce mai des. Ne bucurăm pentru inițiativele care, iată, au ajuns la București și sperăm că această schimbare să fie nu doar adoptată, dar și implementată. Pentru că este o schimbare care e pentru viitorul țării noastre, pentru că cei de acum, copiii de acum, vor fi adulții de mâine, așa cum îmi place mie să spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Timpul nu este foarte prietenos cu noi, mai ales într-o astfel de speță care ar trebui elaborată și vorbită mult mai mult despre aceasta, tocmai pentru a conștientiza comunitatea și a sensibiliza, dar mai mult decât atât, de a o face să se implice alături de atâtea forțe și voci frumoase. Da, vă mulțumesc pentru invitație și vă invit să fiți alături de noi și în campania aceasta de anul acesta, în care ne-am propus să adunăm 240 de burse de terapie pentru copiii cu nevoi speciale și o bursă de terapie înseamnă 1500 de lei pe lună. Fiecare poate să aleagă câte luni dorește să susțină măcar un copil din acest program și vă invităm la gala noastră, Gala Star of Hope 2023, care anul acesta va avea loc pe 15 noiembrie la Hotel Internațional și cu bucuria de a fi onorați de prezența excelenței sale, doamna ambasadora Suediei, care susține programul acesta de împuternicire a mamelor care au copii cu dizabilități și modelul acesta de centre de reabilitare pentru copii. Mulțumim! Cert este că susținem cu desăvârșire aceste acțiuni. Mulțumim foarte mult! Acestea au fost informațiile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu, ne revedem data viitoare, dar până atunci, multă sănătate! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.